Salutare! Vreau să vă arăt cum am legat instalația electrică la aceste proiectoare și lămpile de pe spate. Am ieșit cu curentul undeva pe aici din, nu știu dacă se vede, în fine, din motor de la magnetou. Am trecut prin această punte redresoare. Și prin siguranța din poza asta mai departe am trecut prin puntea redresoare. Din punte am legat două fire care duc prin acest cablu la acest proiector. Așa. Două fire care leagă proiectorul din față și cu lămpile din spate prin această priză. E o priză normală de 220 care am pus-o aici, e cu capac. Așa. În care bag ștecherul ăsta. Trebuie să am grijă cum îl bag, are plus și minus pentru ledurile din spate. În el am pus o rezistență de 47 de ohmi. Și trebuie să-l pun plus la plus, minus la minus, altfel nu merg. Bun. Aici undeva pe priză am pus acest butonaj aici ascuns pentru proiectorul ăsta. L-am trecut prin ea să pup unul de butonașul aici. Priza și cu becul din față, proiectorul ăsta, sunt legate la acest buton. E un buton de benzinar, de pornit oprit. Am venit cu cablul pe aici. L-am băgat înăuntru, am coborât cu el și am coborât prin același cablu la care m-am întors înapoi în doză. De unde am făcut legătura, acest proiector coboară din doză cablu pe aici, intră sub acest cornier unde am făcut o gaură și am scos cablu pe aici. Așa. Și bineînțeles, pentru proiectorul ăsta am venit cu cablul la fel, pe lângă acesta, așa până aici. Bun, din acest ștecher am plecat cu cablul pe remorcă. Uite că se vede. După care am trecut pe partea asta, legat cu șuricei până în spate. În spate undeva se vede și în imagine, am pus o mică doză. La care am legat lămpile. Le-am făcut din acest modul de 3 leduri cu un cornier de 2x2 care l-am îngăurit și l-am prins în șuruburile de sunt prinse scândurile de sus. Am dat o gaură pe aici să pot să scot firele în spate să nu vină pe lângă. Le-am rotunjit frumos la capete. L-am prins și cu bandă dublu adezivă și cu șurubele, să fiu sigur că nu pleacă nicăieri. Sunt legate în serie, adică merg la 24, teoretic, dar mie mi se aprinde la 4V pe bucată. Pentru că avem tensiunea de la relanti, undeva la 9,5V. Și la turație maximă aveam undeva la 26V, curent continuu, în alternativ aveam și mai mult. Și clar le ardeam, de-aia am pus și acea rezistență. Și se aprind și la relanti, chiar dacă au 4V pe bucată, 4V și ceva. Ce am mai făcut? Bobinajul din interior
l-am desfăcut, l-am rebobinat din nou, am pus de data asta liță de 1,2, inițial din fabrică a venit cu o liță de 1, prima dată i-am pus de 0,8. Prima dată am dat 31 de înfășurări pe spiră, cum a venit din fabrică. De data asta am dat 39 ca să-mi crească voltajul. Un căput cam greu, dar un căput cam la fix. Nu cred că mi-a prindea proiectorul ăsta, este ceva mai sensibil la tensiune. Dacă l-am la relanti și plec el de pe loc, pâlpăie să se stingă. Așa, ce-am mai făcut pe la remorcă? Am dat-o din nou cu acel petrol galben. Am pus două reflectorizante roșii în partea din față. Știu că trebuia albe, dar de moment pe astea le-am avut. În spate am pus două triunghiuri și am făcut și capacul spate. Care se prezintă cam așa. Să pot să încarc și lucruri mai lungi. Lanțurile le-am pus pe furtun să nu zdrâncăne în mers, să nu facă niciun fel de zgomot. Se și vede. Și cam asta e. Cam atât pentru azi. Dacă vă place ceea ce fac eu, abonați-vă. La revedere!